Pe cursele suburbane vor apărea în scurt timp 7 autobuze noi. Acestea sunt cu parcurs și au fost aduse din Norvegia, fiind partea unui lot de 58 de unități de transport de mare capacitate achiziționate de Primăria Capitalei. În scurt timp la Chișinău vor ajunge și 40 de autobuze din Olanda, dar și cele 100 de autobuze noi achiziționate de municipalitate de la compania Isuzu. Pentru a procura cele 58 de autobuze cu parcurs, primăria a alocat în acest an 50 de milioane de lei. În prezent, din numărul total de unități, la Chișinău au ajuns 14 autobuze. 7 au venit ieri, iar alte 7 acum 2 săptămâni. 4 sunt cu motor diesel și 3 cu instalațiile de gaz. Autobuzele sunt de o lungime de 15 metri, cu parcursul mediu constituie între 400 și 500 de mii kilometri. Dacă să vorbim de parcurs cât este de mare, noi parcul rulant pe care îl avem, parcursul de 500 de mii este deja de mult depășit. La noi autobuzele în mediu au peste 1 milion de kilometri parcurs. Din lotul autobuzelor cu parcurs achiziționat de municipalitate, 18 sunt de model MAN și Volvo, iar 40 VDL din Olanda. Autobuzele sunt performante, sunt dotate cu toate utilajele moderne, inclusiv aer condiționat. La moment se fac procedurile de înregistrare a acestor autobuze. Câteva unități vor ieși la linie începând de săptămâna viitoare, promit responsabilii. Iar șoferii din parcul urban de autobuze abia așteaptă să preia noile unități de transport. Am trecut testare la gaz la Petrecani, m-am cătăit o leac prin oraș. Altfel. Diferența este mare, mai simți mai ușor el și lucrez ușor. Anatolie Isacenko conduce de un an un autobuz vechi, al cărui termen de exploatare a expirat de mult. Așa e greu să merg, e vechi, mașina e vechi, de-amu ani, de-amu 36 de la Mitelon, dar între asta e foarte ușor să lucreze. Să lucrez o smenă, n-ai simți că să lucrez. Trebuie să mai învățăm, că vinerea trebuie să dăm examene. Facem lecții. Faceți instruiri, da? Da, în următoarele săptămâni, la Chișinău va veni în loturi și cele 100 de autobuze noi achiziționate de municipalitate de la compania Isuzu. Până la 1 septembrie, deja vom avea la dispoziție peste 30 de unități noi. Responsabilii spun că procurarea unităților de transport a fost o necesitate stringentă. Având în vedere că materialul rulant a întreprinderii este destul de învechit, în perioada anilor 2006-2018 nu a fost parcul dotat nici cu unitate de transport nou. În prezent, parcul urban de autobuze are în dotare 125 de autobuze, dintre care doar 33 corespund normelor de exploatare.